できます。Greșeli pentru Laura Zeng se reflectă și în punctaj. Multe speranțe pentru Giuculesei din Italia, dar cu sânge românesc care îi curge prin vene. Frumoasă fată. O ușurință în legăturile dintre elemente extraordinară. Amplitudine foarte bună în executarea elementelor de dificultate. Sărituri foarte ample. Dansează frumos. Risc reușit. Piruetă foarte amplă. Haide. Prindere reușită din nou. Pirueta în cambre, bine reușită. Hai. O lansare la mare înălțime, cu prindere în afara câmpului vizual. Elementul la giurgiuculese. Ah, haide! Bravo! Păcat pentru această mică neatenție de la final, a pierdut un 0-2 acolo din AD și un 0-5 la execuție. Să sperăm că a adunat destul de multe puncte înainte, având o compoziție foarte grea, în așa fel încât să rămână pe poziția a treia. Alexandra și-a început cariera în urma unor dureri de spate. Din cauza unei posturi deficitare a consultat un medic și i s-a recomandat gimnastica. Pentru o postură corectă. S-a îndrăgostit din primul moment în care a pășit în sală și și-a îmbunătățit postura. Mare păcat de acea neatenție. Cu siguranță că dacă nu ar fi avut acea scăpare mică, am fi fost mai sigure acum de un punctaj bun, pentru că are o compoziție bună. Spela, antrenoarea ei din Italia, o femeie extraordinară care pune suflet foarte mult în pregătirea Alexandrei. A ținut-o acasă, a hrănit-o, a dus-o la școală. Ultima gimnastă din finală, Salome Pajava, se închină, își face ultima rugăciune.